O serie de evenimente culturale și religioase, aniversare dedicate împlinirii a 161 de ani de la Unirea Principatelor Române, înfăptuite la 24 ianuarie 1859, au fost organizate joi în capitală. Acestea vor continua și pe parcursul zilei de vineri. La Catedrala Patriarhală din București a fost oficiată Sfânta Liturghie, în cadrul căreia au fost pomeniți domnitorul Alexandru Ioan Cuza, mitropoliții Nifon al Țării Românești și Sofronie Niclescu al Moldovei, precum și ceilalți făuritori ai Unirii Principatelor Române. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, mlădiță cinstită a viței lui Hristos, te-ai făcut prea lăudate, clement, biruitorule în multe lupte. După Sfânta Liturghie, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, a săvârșit o slujbă de tedeum, ca ofrandă adusă lui Dumnezeu pentru realizarea actului fundamental al istoriei poporului român pe care o reprezintă Mica Unire. În urmă cu 161 de ani, Moldova și Țara Românească și-au îmbrățișat idealurile neamului strămoșesc într-un principat unit. Invităm pe toți cei prezenți aici să meargă la statuia domnitorului Alexandru Ioan Cuza, în partea dreaptă, deci vom, când ieșim din biserică, unde vor fi depuse coroane de flori, și după aceea, pe partea stângă a noastră de aici, din catedrală, vom merge în aula Teoctis Patriarhul din Palatul Patriarhiei, unde va avea loc sesiunea de comunicări academice, științifice ale Academiei Române. Toți cei prezenți la eveniment s-au îndreptat spre statuia domnitorului Alexandru Ioan Cuza de pe colina Patriarhiei, unde conducerea Academiei Române și Preafericitul Părinte Patriarh Daniel s-au închinat și au depus coroane de flori. Teoctis Patriarhul din Palatul Patriarhiei s-a desfășurat apoi sesiunea de comunicări științifice intitulată Unirea Principatelor Române, realizare, recunoaștere și beneficii, organizată de Academia Română în colaborare cu Patriarhia Română. La această reuniune au participat Patriarhul Daniel, membru de onoare al Academiei Române, care a rostit un cuvânt de deschidere, președintele Academiei Române Ioan Aurel Pop, moderatorul manifestării, academicienii Răzvan Teodorescu și Victor Spinei, vicepreședinții Academiei și, nu în ultimul rând, academicianul Eugen Simion, președintele secției de filologie și literatură al acestui for. În ziua de 24 ianuarie, ierarhii și preoții Bisericii Ortodoxe Române vor oficia slujba de tedeum în toate bisericile din Patriarhia Română, iar la sfârșitul slujbei vor fi trase clopotele timp de un minut. Ardea veșniciei scrie că țări și neamuri vor pieri, iar scumpa noastră